Infarctul acut de miocard este o patologie care, conform statisticilor mondiale, răpune tot mai multe persoane anual pe globul pământesc. Cel mai afectați sunt bărbații. La nivel global, peste 7 milioane de oameni anual suferă de infarct acut de miocard. Este o patologie cu riscuri fatale. Fiecare minut este important. Infarctul miocardic este una din principalele maladii invalidizante în patologia cardiovasculară. La moment, angioplastia coronariană, fie implantarea de stent, cum îi se mai spune, de urgență, este unica soluție posibilă, este standardul de aur de tratament a infarctului miocardic акут în термин резонабель. Я вам должна сказать, что состояние сердца у вас хорошее. Вам делали стентирование, да? Инфаркт у меня был в прошлом году, в конце июля. Мне стало плохо, у меня поднялось давление. Начались боли в спине и в груди. Они меня привезли, видно, сообщили по телефону, потому что меня только привезли, вся команда вот была в сборе. Процедура вся, она безболезненная. Ты просто лежишь и отдыхаешь. Я хожу нормально, я не задыхаюсь. После того, как случается у пациента инфаркт, конечно, очень важно динамическое наблюдение пациента вообще в течение, пожалуй, всей оставшейся жизни. И одним из важнейших методов обследования пациента после инфаркта является эхокардиография. Эхокардиография позволяет увидеть структуру сердца, увидеть его размеры, увидеть состояние клапанов. И что очень важно в случае инфаркта, это состояние миокарда левого желудочка. Если такие грозные осложнения сердца, как аневризма левого желудочка. Хорошее давление. 130 на 80. Республика Moldova a implementat un program special, gratuit, conform poliției de asigurare obligatorie medicală, care funcționează din anul 2014 și presupune transportarea tuturor pacienților cu infarct miocardic acut către centrele de gardă pentru realizarea intervenției minimal-invazive de urgență. Pacientul care a fost astăzi adus ambulanța a simțit dureri cu 4 ore înainte de a solicita ambulanța. Pe cardiogramă s-a înregistrat infarct miocardic acut, din care cauză pacientul a fost transportat la centrul nostru de gardă. Pacientul este salvat, pacientul este fără dureri, infarctul a fost tratat în esența sa. Incidența infarctului miocardic acut în Republica Moldova este în continuă creștere. Pentru a ameliora situația, de 5 ani se aplică program național privind tratamentul invaziv al infarctului miocardic acut. Domnul Tașnic, ce ne puteți spune despre acest program? Deci, programul de tratament intervențional al infarctului miocardic acut a împlinit 5 ani și presupune transportarea obligatorie a tuturor pacienților cu infarct miocardic acut din oricare colț al Republicii Moldova în termen rezonabil pentru tratament intervențional minim-invaziv prin angioplastie cu stent. Domnul doctor, în cazul în care unei persoane i s-a pus diagnostic de infarct miocardic, care sunt pașii următori care trebuie să întreprindă această persoană? Persoana respectivă trebuie transportată obligator la cel mai apropiat spital. Dacă e vorba de pacienți din raioane, în cadrul spitalului raional necesită a fi spitalizat în departamentul de urgență sau în secția de reanimare. Ulterior, medicii, având experiență de 5 ani, cunosc toate algoritmele ce urmează a fi urmate pentru ca pacientul să fie transportat fie cu ambulanța locală în asociere cu medicul reanimatolog sau medicul urgentist și felcerul respectiv, fie cu ajutorul serviciului Aviasan. Infarctul acut de miocard. Deseori el se asociază cu o cursă contra cronometru. De ce? Cu cât mai mult timp se scurge de la închiderea arteriei inimii, care în esență cauzează infarctul miocardic, cu atât mai mult suferă zona aflată mai jos de acest loc de închidere și cu atât mai mică este șansa de a salva această zonă de miocard. În cazul în care este un pacient cu infarct miocardic este transportat peste 2-3 zile, fără dureri, fără careva deja dinamică, la centru de gardă de infarct miocardic și în cazul amplasării încă a unui stent pentru a deschide acest vas, nu va fi nicio ameliorare a acestui pacient din cauza că mușchiul care este alimentat de acest vas deja este mort. Domnul doctor, calitatea vieții unui pacient care a trecut cu brio peste un tratament al infarctului miocardic acut poate fi restabilită? În cazul în care pacientul se adresează la timp, dar în cazul Republicii Moldova este esențial de a menționa că succesul intervenției de revascularizare sau de tratament minim-invaziv a pacientului cu infarct miocardic este atât pe umerii pacientului cât și pe umerii medicului. Din păcate, la moment atestăm o adresabilitate tardivă a pacienților cu infarct miocardic. Nu știu de ce oamenii se gândesc la toate cauzele posibile a durerilor în piept, în afară de inimă. Când se adresează tardiv, mortalitatea și invaliditatea sau morbiditatea ulterioară a pacientului este foarte mare. Ea se încadrează în aceeași statistică de deces mai mult de 50% în primul an de viață. În cazul în care pacientul se adresează la timp, medicii care lucrează cu el la nivel de raion sau la nivel de centru primar în care a fost transportat acest pacient, în cazul în care el este transportat la timp în cadrul centrului de gardă, acest pacient va avea o supraviețuire mare, o calitate ulterioară a vieții bună, se va întoarce la locul de muncă aproximativ într-o săptămână. Mihai, tot dacă ai menționat acum de adresabilitatea tardivă, deci am înțeles că zona de ischemie, necroza mușchiului, ok, dar mai departe, ce poate să întâmple cu acești pacienți? Deci pacienții care s-au adresat tardiv sau care au fost tratați nu la timp de infarct miocardic acut vor prezenta în primul an o multitudine de manifestări. Cea mai tipică este insuficiența cardiacă. Pacientul devine invalidizat prin incapacitatea sa de muncă. Pacienții vor prezenta formarea de anevrism, așa zis țesut mort, care treptat își mărește dimensiunea și trage tot complexul inimii, deformează inima, deformează valvele inimii. Ulterior, o bună parte din acești pacienți vor fi supuși intervenții cardiochirurgicale de corecție a anatomiei inimii. O bună parte din pacienți vor trece în pacienți aritmici și, cum am menționat, o bună parte din acești pacienți care nu au fost tratați la timp au șanse mari de a deceda.